din acel moment în care încep să vină probele, inclusiv acele înscrisuri personale, voi avea material de discuție pe acele înscrisuri personale. Ce este cu căutările dumitale de femei singure, de case abandonate sau femei rămase cu copii, femei văduve, pe unde ai umblat, cu tare, cu tare. și alături de colegii mei vom face schimb de date și informații, astfel încât tot ceea ce îl în acel care de 48 de file, uitat, uitase și de el. Erau și gândurile lui intime pe acolo, s-au investigat tot ce înseamnă numere de telefon, persoane trecute acolo. Practic, atunci ancheta se desfășoară pe ceva foarte, foarte concret. El era, era conștient de faptul că dacă el nu ne dă ceva, el va trăi acel sentiment de încântare, în fața căreia orice anchetator devine extrem de nesigur. Pentru că în fața unui hoț, trebuie să vezi trei lucruri: furie, vinovăție și încântare. Încântare că te-a păcălit, furie că a fost descoperit și vinovăție că n-a făcut ce trebuia astfel încât să nu fie prins. Iar a, toat, întreaga sa atitudine a oscilat între aceste trei componente: furie, vinovăție, încântare. Iar primele, primele semne vor apare atunci când vom avea discuții cu el în cabinetul ăla improvizat în curtea din Caracal, în mașină, și în care îi dat temă pentru acasă, temă de discuție. Cu aerul condiționat pornit pentru că vream altfel, acolo, mm. două, trei ore, discutam. Doar atunci când o dorea el. Nu a fost niciun element de forțare absolut niciodată. să cu forța la, la, discuții sau nu, asta nimic. nu, totul trebuia să vină din partea lui pentru că învățasem Bun, erați în mașină, aerul condiționat pornit și... Da. Și începeam discuție despre Luiza, despre Alexandra. Era prima Începe... dată când vorbiți despre, vorbeați despre fete? Atunci, da, da. Cam, cam la o lună. Cam S la o lună. Mi-e greu să fixez. Rog, cam la o lună. Da, cam, cam, la o lună. Bun. În care începem și discutăm despre, despre fete. Iar în data de 5 august, să țin minte toată viața chestiunea asta, mă va chema de urgență Uh, care să-mi spune ceva? A nu era la o lună, 5 august, că uh, era 26 iulie. 26 iulie, deci nu o lună, deci mai devreme. Mai puțin? Uh, 10 zile. Acu 10 zile. Mă cheamă pe 5 august să-mi arate unde este Luiza. Fiindu-i foarte rușine de faptul că toți se portau foarte frumos cu el. Și el nu-și explica. Nu-și explica. El să aștepta la bătaie, la abuzuri, la da. să-l lăsăm fără mâncare, fără apă, mm -hmm. să-l jucăm în picioare, să punem pe o Cine Și atunci știu? v spus unde? Atunci m-a condus direct. Din la, prima? Din prima la Lizieră, pe drumul cel mai scurt, punct ochii punct lovit. Aveam avem, avem în minte celelalte două escapade, care n-au dus nicăieri și acum, de data asta, Ficc. ați ajuns într-un sfert de oră, bănuiesc, de acolo, de acasă, de la el, până la Lizieră. Cam așa. Cam așa. Cam așa, pe drumul cel mai scurt. Oasele cum erau oasele lui Zei? Uh, el ulterior uh, mi-a mi mărturisit. A, ah, în, încă un aspect. Da. Pe drumul spre, atunci când ne-a dus spre uh, Corabia, eu și colegul meu i-am administrat niște cuvinte afectogene prin care să îl înmuiem și să se gândească cumva, nu am să vă spun exact conținutul, să se gândească cumva la... Nu am întrebat nimic. La familiile victimelor. și eu metodele mele să vă convinc să mi le spuneți, <laughs> dar nu era cazul. Uh, și se va simți uh, rușinat. E, eh, acest sentiment... Uh, De rușine cred că s-a amplificat. S-a amplificat. Și cu faptul că anchetatorii se purtau frumos și toată faptul lumea... Foarte frumos toată Nu l-au -au bătut, da, nu... Da. Da? da, nu se înțelege altceva, cum au ieșit fel de fel de prostii că pactizat. La un moment dat se spunea că numărul meu de matriculare e identic cu al lui și am avem afaceri cu el. Niște aberații, niște absurdități. Totuși suntem la cea mai importantă și serioasă emisiune. Corect. Corect, așa este. Uh, numai că toată, tot întregul, întregul comportament al colegilor l-au, pe românești, l-au frăgezit. L-au făcut să se simtă uh, mizerabil. Iar această presiune, dacă ar fi venit din exterior, ar, fi fost păguboasă. Ea trebuia generată și crescută din interiorul său, astfel încât să ajungă la o mărturisire. Eu nu aș fi, dacă eu v-aș fi indicat dumneavoastră unde să căutați acele voastre de la lizieră, cu siguranță că ați fi depășit cu 2 metri sau cu 4 metri cu mașina. El nu. Știa exact unde. Exact. Între timp, culesesem toate datele meteo toate datele ce țin de recoltare și recoltare și din plantare. Din martie până atunci. Da, din martie până atunci. Foarte, foarte precis. Știam și cât de înalt este rapița. Bine, nici asta nu sunteți sănătoși dacă e să mă întrebați oh, pe bun. mine. În sensul bun al cuvântului. Da, da, da. Păi trebuia... Uh, deci v-a dus exact la locul ăla. Exact unde s-a oprit mașina, s-a dat jos din mașină și s-a dus în lizieră, dar brusc a trăit panică și, -și cerea, își cerea scuze față de mine. Uh, și nu se poate aici, aici le-am aruncat am găsit sacii, alături de cel erau mai mulți saci? Uh, doi saci negri uh, împiși de vânt și uh, el va trăi atunci, cea mai mare panică l-am văzut că începe să transpire cal nu era afară, chiar bătea vântul destul de... Uh -huh. era un 8 dimineața da, cam 8 dimineața și eram îngrozit că nu că aici eu tăceam uitați-vă la mine, nu mă credeți, eu tăceam Că nu mă credeți nici acum, nu mă credeți când vă duc exact uh, în, în, în locul ăsta. Și uh, colegul meu, șeful echipei de cercetare la fața locului, Florian Eniță, cel mai bun criminal pe care l-a România, uh, m-a strigat, uh, dorin le-am găsit. Grupate, nu cenușe, resturi osoase cu cenușe și așa mai departe. Uh, locul era foarte greu accesibil. Rămâneam cu o întrebare la care nu mi-a răspuns decât foarte târziu, pentru că știam că nu este atât de important locul în care mor pe cineva, ci locul în care îl duci. Locul în care transport cadavru spune mai multe despre autor decât spune locul în care l-a omorât. Care poate fi random sau poate fi, în cazul nostru, locuința sa. Mai mult decât atât, mai apărea un element foarte ciudat din comportament și foarte rar întâlnit în, sau deloc. O unicitate. În sensul că aceste uh, rămășițe erau uh, rămășițe cremate, incinerate, erau foarte bine pisate. Acest dincă este unic prin ceea ce a făcut. Pentru că uh, ceea ce s-a întâmplat uh, în butoi, el, el nu s-a limitat la o incinerare a cadavrul, La o pisare. La o pisare și la, uh, la o mestecare. Este unic. Dar și personalitatea sa este unică. Și găsim acele, ca să revin, găsim acele rămășițe și, în sfârșit, voi avea prilejul să am primul material de discuție concretă. Pentru că mă interesa deplasarea în spațiu și teritoriu, timpul de ardere, modul de ardere. Despre uh, Alexandra nu discutați să răspund atunci? Nu. Nu. Uh -huh eu nici măcar nu am avut un caracter metodic în discuție cu el. Ați lăsat pot... pur și simplu liber. să se, se întâmple, nu? No? Uh, pentru că nu suportă. El nu suportă să fie, uh, să fie coordonat. Nu suportă. Dacă vine din partea lui, am, am, am o discuție care poate deveni eficientă, dar întotdeauna voi trăi cu semn de întrebare. Oare ceea ce spune este adevărat sau nu? Și vor urma dorințe de ale lui exprimate în a scrie declarațiile holograf. Asta se va întâmpla exact în ziua în care echipa de cercetare la fața locului și noi toți ne încetăm activitatea la Caracal și ne mutăm pe București. Și în ziua aceea va scrie 8 ore continuu. Va scrie și în arest la Slatina unde vom sta până la 1 și jumătate dimineața cu aprobări, cu toate, to, toate chestiunile În cazul Luizei sau despre ambele cazuri? Ambele. Cazări? Ambele. Pentru că constatați la el că se exprimă și este, este mult mai liniștit și Înscris. mult mai coerent în scris. Particularitățile umane sunt deosebit de interesante. Sunt oameni care sunt mai vocali, mai buni uh -huh. comunicatori verbal orare și sunt destul de înglodați, așa și bolovănoși în scris. Uh -huh. He, el era, cazul de, era tipul de om căruia a cerut în mod special uh, ca e dictando adică liniatul în e studențesc și a, astăzi am discutat cu uh, reprezentanții FBI despre ce înseamnă și ce semnificație are asta pentru că într-adevăr uh, acest caietă ți centrează discursul și, și ți-l face organizat prin însăși organizarea scrisului pe foaie, în scrisului personal pe foaie. Faptul că, pe că foaie. Existau, era dictandu uh, erau linii. Da, da. Ulterior după aceste declarații, cu tot ceea ce s-a întâmplat... Câte în pagini prima, a scris Mm. Multe. 9. Nu. 8 la Alexandra și 3. Nu, 11 la Alexandra și 23 la Luiza. Da. Pentru că Luiza a fost capturată mult mai mult. Da, adică de data aceasta modul în care el descrie ceea ce s-a întâmplat corespundea și timpului fizic și timpului subiectiv, psihologic. E foarte important. Pentru că dacă primul element suspect dintr-o declarație este următorul, primul element, vă dau doar un simplu exemplu. Dacă evenimentul în sine pe axa temporală a durat foarte puțin, să zicem 5 minute, actul de ucidere, iar descrierea este foarte largă, asta trebuie să-ți atragă atenția. Dacă evenimentul recte dacă versus, dacă evenimentul s-a întins pe o durată lungă de timp, iar descrierea sa este foarte redusă, asta trebuie să-ți atrag atenția. Este ceva în neregulă. Deci acum, atunci exista practic o acoperire a celor povestite în scris da. cu ceea ce se întâmplase la fața locului în materie de timp. Exact, exact. Uhum. Dar, totuși, așteptam cu aviditate, eram uh, realmente, scuzați expresia licențioasă, uh, eram realmente nebunit că durau, durau mult uh, expertizele, pentru că eu nu aveam material de lucru decât uh, declarațiile uh -huh. sale, uh -huh. pe care oricum le tăgăduiam și de fiecare dată uh, le, le evaluam pe baza criteriilor analize. Când au fost aceste declarații înscris? Când nu au avut loc? După ce. V-a dus la lizieră după ce v-a la lizieră. Da, da, da. După. era în august, da, septembrie? Da. Uh, august, după care vor urma audierile, ne vom monta pe București, așa cum am precizat, și voi asista la audieri pentru, uh, pentru a-l observa pe tot parcursul audierilor în prezența Bun, deci au făcut, a fost această mărturisire în scris. Da. Când și au mai despre... altele, au mai făcut alte declarații și alte declarații date în fața când a de povestit ecot. despre cele, cele două cazuri, despre cele două fete. Deci a da. fost atunci un moment important în tot ce a însemnat ancheta. Cu un fel de important. Am a avut o bază. Ați avut o bază da. de plecare. Da. Uh, da. Și la fel de important a fost uh, maturisirea cu și, mă rog, conducerea la Lizieră pentru a descoperi cei doi saci în care se aflau rămășițele lui Zei Mele. Știți Melenco? ce a fost cel mai important deci pentru mine cel ascult. puțin? Uh, cel mai important lucru a fost să-i stabilez linia de bază a comportamentului. Adică să știu când minte și când spune adevărul. 1. 2. Doi. Al doilea aspect. Să știu când minte important și înconjoară de adevăr și când îmi placează și mi-ascunde un mic adevăr înconjurat de mai multe minciuni. Deci sunt patru componente. Tot ceea ce a însemnat discuții colaterale, pentru oricine ar însemna o barbologie și o pălă vrăgeală. Nu. Prin aceste trebuia discuții... Trebuia să fie atent la fiecare discuție pentru că da. se puteau găsi elemente de adevăr exact. În, exact. În înfășurat în foarte multă minciună. Eu, eu, trebuia, eu trebuia să uh, povestesc cu un start. Și ca să vă dau un exemplu foarte simplu, uh, evident uh, cu... Îngăduință din partea dumneavoastră a nu dezvălui exact propoziția, o facem acum un exercițiu. Dumneavoastră trebuie să împovestiți o întâmplare adevărată prin care ați trecut. Drept urmare, o veți reactualiza din memorie. Ne vom întâlni peste o săptămână și va trebui să mă mințiți. Este treaba dumneavoastră cum? Deci, va trebui să îmbrăcați în minciună ceva care s-a întâmplat și a fost reactualizat din memorie în material. Da. În acest moment, eu vă stabilez dumneavoastră baza comportamentului mincinos față de cel adevărat. Și îl voi urmări pe tot parcursul interacțiunii cu dumneavoastră. V-am dat un simplu exemplu, poate nu este cel mai. C a fost eu. foarte greu faptul că el nu a avut un comportament mincinos până la un moment dat și dintr-un anumit moment a început să spună numai adevăr. Nu, Aici nu a, fost, a fost foarte greu de decriptat și de deschis exact ce spuneați dumneavoastră, tocmai din, pentru că a fost imprevizibil întotdeauna. Dar odată ce ați, odată ce ați găsit măsura, și ați descoperit, să spunem, stimuli și chimia prin care știați când minte și când spune adevărul, probabil că a fost ceva mai ușor. Dar nu a rămas așa. Pentru că, observând, schimbat iar. se schimba iarăși. Și iar trebuia să verific și să reverific ceea ce constatasem anterior. Norocul meu este că sunt necredincios. și am o se vede asta. Religia asta în <laughs> Și lăsam cu virgulă. Da. Și spuneam, dar dacă dar dacă? Instrumentele și... se schimbau în permanență pentru, Instrumentele da. cu care le explorați și încercați să aflați da. de la el adevărul da. Da. pentru că în momentul în care găsiți măsurile prin care să dezvăluiți să sesizați adevărul sau minciuna și, și măsurile astea erau din nou schimbate erau. Exact. În timp. Trebuia să fiu foarte sigur Și de ce a spus că noiembrie a fost momentul în care s-a spart? Au trecut august au trecut septembrie au trecut octombrie și au trecut trei luni și ceva până la momentul ăla. 1. Se apropia termenul de trimitere judecată. 2. Uh, nu reușea să facă mai nimic în ceea ce privește reglementarea, reglementarea relațiilor maritale cu soția sa. 3. Aflase, deja venim pe București, de modul în care se vorbește despre familia sa. Indiferent ce ar crede cineva, el s-a supărat pe chestiunea asta și asta este important, că el s-a supărat. De unde aflase de la televiziune? De la televiziune, de la Avea acces? de la hoți, de la Avea da, acces? da, da, da. De când a avut acces la televiziune? Exact, nu știu, dar știu că din în, în noiembrie el, el deja reușește să povestească și eu începeam să mă mir întreb de unde știe. Da. Uh, mai mult decât atât și dacă nu ar fi avut uh, nevoie de televizor, la plimbător sau la aer, vorbea cu deținuți și așa mai de departe. Desigur, desigur. Și nu putea fi izolat, pun și eu o întrebare. O, o, trebuie să faci în termeni legali, n-ai cum să faci. În păi, termeni legali, o, nu putea fi să Nu, cum. -avea cum. De ce, să fie singur într-o celulă, de exemplu. Nu avea cum în Ce nu e acoperit de lege? În acele cum? Condiții. Nu, dar nu avea cum și nu. N mă rog, nu, mă, nu, mă, nu mă E o chestiune asta. care e de discutat, pentru că, Sigur, că da. noi vedem ultimele declarații ale lui s-au schimbat văzând ce se întâmplă pe televiziune și practic a preluat din mesajele care au fost colportate da, pe televiziune se legate de să... că nu a omorât-o el pe Luiza, că nu a violat-o el pe Alexandra Face o greșeală, face rău. Vom discuta și despre asta deci în noiembrie de ce spuneți că a avut loc a, fost loc momentul, a avut loc momentul în care s-a deschis a, s-a spart. Da, rămăsesem la punctul 3. Uh, punctul 4 Uh, începeau să, vin, uh, să vină expertizele, care din punctul meu de vedere sunt uh, fabuloase în modul de compunere, pentru că acolo vorbim de oameni de știință. Uh, și încep să discut uh, cu el și să tatonez măsura în care tot ceea ce declarase până atunci putea fi susținut de probe judiciare, pentru că asta trebuie să faci. Uh, nu te uiți în gura lui, dar până la momentul noiembrie, ei voi face. Analiza declarației. Eu în fiecare zi am avut carnețel de interacțiune da. cu el. S-a făcut analiza declarațiilor și da. ați coroborat acest lucru cu și probele, da. cu probele și găsite spune la fața îl, locului. Îl întreba... Ce erau, se acopera, se potriveau? Da. Au fost. A... Pentru că aici a, a fost o chestie a fost legată de nivele. media. Dați-mi doar o secundă vă și vă. imediat vă las să continuați. Aici a fost o întreagă nebunie în media care nu avea probele aflate la fața locului, se erau foarte puține legate. Sigur, era una esențială, cea a ADN-ului, pe care am dezvăluit-o eu, dar nu, nu asta contează. Faptul că în cenușa, în rămășițele de acolo se afla ADN-ul Alexandrei și uh, s-au spus atâtea, atât de multe bazaconi, atât de multe lucruri neadevărate în perioada asta uh, și toate plecau de la faptul că anchetatorii nu fac altceva decât să creadă ce spune dincă. Numai că sunteți aici de față și puteți mărturisi că tot ceea ce a declarat Dincă era acoperit prin probele judiciare, probele găsite în acest caz la fața locului în, în cazul Gheorghe Dincă. Oamenii uh, trebuie să cunoască un lucru fundamental. Rechizitoriul este actul de trimitere în judecată. El poate fi atâta. Adică un pachet de hârtie care merge pe masa instanței, asupra căreia instanța se va pronunța. Dar instanța de judecată, singura în drept să judece, nu se va pronunța pe baza acestei hârtii. Și pe Ia... baza declarației ludinca și. Și pe baza departe. declarației. Se va baza pe acele mii de file de dosar. 18.000. Dar nu știu toți. Nu, nu, asta știm din principiu. Da. Încercăm să spunem. De exemplu, aseară am făcut o emisiune cu, o, cu profesorul Butoi și cineva a comentat pe, pe, pe Facebook, în momentul în care am pus emisiunea acolo, uh, mare dezamăgire pentru că nu a ieșit, uh, se spune că a și că polițiștii au stat la aia și n-au văzut fumul. Nu. Nu era nimeni la poartă în momentul în care a fost arsă Alexandra, în ore și ore. Polițiștii, procurorii, au venit mult mai târziu, se terminase de mult, aderea și dincă dormea. Și, doi, mai era o chestiune, pentru că putem să o luăm exact așa: că nu a văzut nimeni faptul că ar fi ieșit fum în momentul în care se susține. Ba da, sunt foarte multe mături la dosar care spun tocmai asta: că în ziua respectivă a ieșit fum. Vă rog să vă continuați, iertați-mă. În. Uh, in... <coughs> În administrarea acestui probatoriu în care nu am avut uh, absolut nicio contribuție, uh, venirea acestor elemente uh, mi-a dat prilej de, uh, să transform planul de investigație în plan de interviu psihologic cu el, evaluarea deja eu făcusem și el era foarte curios de ce este așa cum este, el fiind conștient că are o, o, o problemă. Iar uh, discuțiile evident că au fost, uh, au fost uh, mascate pentru că n-aș face niciodată această greșeală tâmpită, greșeală idiotă să-i prezinți probele. El din partea, din partea mea nu ar fi văzut niciodată așa ceva în primul rând pentru că nu era datoria mea să fac uh, această chestiune. În numai, film am văzut că se mai arată unele probe. Numai că începe să... De ce? Începe să uh, probe. Am văzut în filme, zbui. Ah, nu știu în practică, da, am da, văzut da, da, în unele filme că pentru a sparge uh, criminalul sau ce îi spune o probă cheie și așa mai departe spune uite avem asta, trebuie să recunoști De ce n-am făcut asta? Dar pentru... ați fi putut să o faceți profesional vorbind? Da, da, pentru că eu sunt organ de cercetare al Poliției Judiciare. Deci de nu. ce n-ați făcut-o? De ce n-ați făcut-o? N-am făcut-o pentru că uh, eu trebuia să am un anumit rol să uite că o spun să joc un anumit rol în el și trebuia să fiu ață. Eu nu puteam să-i arunc lui nimic care l-ar fi putut jigni sau uh, în fața căruia el să aibă o emoție negativă. Pentru că dacă l-aș fi îngrijorat, în momentul acela se retrăgea din nou în carapace. Iar, iar din și... nou începea din nou. Începeam din nou uh, Era foarte greu uh, să-l mai -a cu pisica. În... Exact. Pur și simplu problematizam împreună cu el și l-am pus la un moment dat să se pună, să se pună în locul meu. El să fie anchetator și eu să fiu dincă. Și să mă încuie cu probe. Și nu i-a convenit. Nu, nu, nu i-a plăcut această, această ipostază. Negândindu-se că, de fapt, și-a dat seama, nici nu cred că și-a dat seama nici până acum, dacă eu am avut o strategie. Și îi spun acum că probabil va avea acces cândva și se va uita la noi. Eu nu am avut nicio strategie cu el. Pe mine m-a lăsat lucrurile să. Curgă, să curgă, să se desfășoare. Să curgă natural, drept urmare, de aceea sunt foarte sigur. Să vină pe, de la sine. Să vină de la sine, fără niciun element de forțare. Pentru că altfel, într-adevăr, tot ceea ce a însemnat analiza declarațiilor ar fi fost destul de improbabile să, să fie validate cu geri științific. Drept urmare, ca să vă răspund la întrebare, în analiza declarațiilor, acolo unde am simțit nevoia, prin, este o analiză foarte complexă, e foarte laborioasă, grea, ia mult timp noi nu avem tehnologie computerizată o facem cu creonul, facem românește ușor, ușor, verbe, pronume, nume verbe de acțiune emoții mm. negative, etc date perceptive, auditive, vizuale olfactive, gustative și așa mai departe, asta fac cu creon aceste date, acolo unde am simțit că trebuie, mai trebuie descusut de către procurori nefiind atribuția mea am pus indici de, de validitate relativă, adică mai cercetează aici. Apoi, acolo identificam expresii suspecte sau dispariția anumitor comportamente care nu mai făceau logica comportamentelor anterioare și celor posterioare, indicam unde trebuie să fie chestionat. Ăsta este rolul meu. Și imaginați-vă că întreaga această activitate s o priviți ca, la, ca atunci când mergeți la doctor. Vă duceți la doctor și îi spuneți, doctore, mă doare uh, cu tare. Sau nu știu, v-ați luxat, uh, luxat umărul. Mm. Și doctorul vă spune, trebuie să te trimit la un specialist. La cine? La radiolog. Vă trimite la radiologie. Acest specialist vă va face acel raze X. După radiolog, acesta va spune, doamne, nu no ai nevoie, conform radiografie, ai nevoie de intervenție chirurgicală. Este ultimul specialist, adică chirurgul care taie. Iar rolul meu în acest dosar a fost acela de radiografie, iar rolul de chirurg... Care a trimis o procurorului să, să aibă e, rolul exact. de chirurg. da, și am făcut o echipă extraordinară. Haideți că sunt curios să mi-l descrieți pe Dincă, pentru că și el a fost curios la un moment dat. Trebuie să beți un pic de apă înainte de a face descrierea lui. Cred, e, da. cred că este cea mai importantă din perspectiva acestui caz și din perspectiva dumneavoastră care a vorbit cu el zeci de ore care cred că îl cunoașteți mai bine ca oricine. Aș putea spune că îl cunoașteți într-o bună măsură pentru că nu acceptă tot ce a făcut sau ce a fost prin viața lui, cunoașteți mai bine ca el. Uh, exagerând un pic, bineînțeles. Să-mi faceți descrierea lui prin toate punctele de vedere. Este, este un om care și-a construit viața pe niște valori pe care el considera că sunt foarte, foarte solide și foarte bine foarte bine susținute Plăbite. de către cei din jur, pentru că de-a lungul întregii sale vieți -a, a urmărit să se înconjoare doar de oameni care să fie de acord cu el. Practic, a urmărit în permanență să-i se valideze orice comportament. El considerându-se un om fără de păcat, drept, onest, cinstit, care își respectă cuvântul dat. Este unul din elementele cele mai critice ale personalității sale. Respectarea cuvântului dat. Toți au pățit-o din cauza lui, atunci când partea adversă sau celălalt nu și-a respectat cuvântul dat. Astea au fost comportamente uh, sancționate drastic. Un alt element este faptul că uh, ceea ce înseamnă relație parentală, despre care nu vorbește cu foarte mare. Mă așteptam să vorbească în mintea mea. Să, să vorbească un pic mai apropiat sau diferențiat către mamă, către tată, să-l valorizeze cumva. Uh, am intuit și am realizat faptul că este, a fost mult mai apropiat de tatăl său, de la care a preluat aceste comportamente dure, tranșante, uh, nu neapărat pentru faptul că a fost uh, macelar, dar așa cum descrie foarte clar, uh, mi-a zis domnul profesor, eu pe lângă tatăl meu sunt pistol cu apă. Nu există astăzi zid în fața tatălui meu. Făce era slăbuț așa ca dumneavoastră, dar asta când se pornea nu stătea nimic, indiferent cât de mare erai și cât de puternic erai, te fărâma. Iar pedepsele aplicate de tatăl său vor fi destul de destul de uh, duplicitare. Uh, va va porta o comunicare double bind. Pe de o parte îl va sancționa pentru lucruri lipsite de importanță, pe de altă parte îl va sancționa pentru că nu a făcut ce trebuia să iasă dintr-o situație de disconfort. De exemplu, îl bătea dacă îi venea bătut acasă, dar îl bătea și dacă nu bătea și dacă nu reacționa. Este una din uh, cele mai nocive comportamente care pot fi aplicate unui copilului. Uh, cu copilul este de preferat să i dai o, o, o educație uh, să spun așa, nesofisticată, dar să-i dai o linie de comportament decât să-i dai două linii de acțiune din care să nu înțeleagă absolut nimic. Nu mai știe ce să înțeleagă, nu nu ce ce înțeleagă. înțeleagă. Bun. Tatăl său devine stâlpul. Mama devine absentă. Deci tatăl său va deveni model de comportament, va deveni pavăză pentru el și pentru, pentru familia sa din că îi va câștiga greu încrederea tatălui său în capacitatea sa de a-și construi o familie și de a se ridica pe propriile picioare. Uh, și avem primele semne din copilărie de dezvoltare a unei sexualități impetoase. Fiziologice și cu asta basta. Este fiziologică, asta este natura, natura, sa. Adică încărcătura sa genetică, <coughs> destul de consistentă. Ce a dat mama natură, cum ar Ce a dat mama natură? va fi alături de evident de familia sa, dar va, va recunoaște și nu știu măsura în care ceilalți se pot pronunța asupra acestui aspect, va, va recunoaște că s-a bucurat de sexualitate așa atât cât, cât a putut cu persoane cu persoane adulte, adică cu persoane relativ de aceeași etate cu el, iar lucrurile din punctul său de vedere vor merge foarte bine pe plan profesional va urmări să câștige posturi de conducere sau de coordonare și va fi unul dintre cei care vor șmecheri cumva lucrurile în cadrul colectivelor de muncă pe care le va uh, coordona. Fie că era la fie că ulterior va lucra la Spitalul Municipal din uh, Caracal. Însă această activitate profesională, eu personal, o văd ca una care l-a menținut pe el uh, în sfera normalității. Este foarte important să mai pui piciorul în normalitate. Numai că problema aceasta a sexualității la el nu era rezolvată, pentru că era recurentă și de mare intensitate. Ieșirea sa din această activitate profesională îl va însingura. Adică va încerca să-și facă acea afacere cu geamuri, va încerca să-și deschide serviciul, va merge cât va merge, Tip varii considerente, nici nu interesat de ce s-a ajuns să nu mai practice această meserie. Uh, și vor veni primele activități profesionale în afara țării, adică de deplasare în Italia, împreună cu familia sa. Va căuta uh, să, să ducă și pe alții. Știți că a fost trendul acela. Merge în, în Italia și la Căpșuni în Spania. Uh -huh. Bun. Adică va face ceea ce fac uh, toți românii, numai că uh, încetul cu încetul el va, va avansa în această degringoladă și această debandadă afectivă și va înregistra primele semne de depresivitate. Din foile de observație clinică psihiatrică, o singură dată este dus de familie pentru impregnație etilică, în rest se pare, se pare că se va duce singur pentru o stări depresive anxioase, dincolo de ridicarea vreunei suspiciuni legate de pensionarea sa înainte de vreme. Știți că se mai făceau Astfel de, hai să ies mai repede la pensie, da. să, cu tare, cu tare. S-au verificat aceste aspecte, iar venirea sa acasă, reîntoarcerea sa în România, din Italia, se va datora tot violenței care i-a speriat pe cei din jur. Îl va curenta, îi va curenta bărbia unui albanez de acolo, din Italia, îl va speria pe șeful acela, Va mai avea același episod la ieșirea din țară, dar ceea ce se adică întâmplă. A mai anitarea... curentat pe cineva? Sau? Da, da. Da. Bă, a, da, a curentat în sensul că l-a luat la bătaie. Da, da, da. E, e, câte kilograme are? E, e o namilă amilă 117. de. 117. Uh -huh. E mare, e, da. e mare. Iar întoarcerea în, în țară nu va fi urmată și de întoarcerea membrilor familiei sale. Și atunci va începe să caute aceste, aceste femei rămase singure cu copii prin diferite locuri din țară. Dând anunțuri. Dând anunțuri, de asemenea, uh -huh. dar și uh, încercând primele deplasări cu gândul de a se muta undeva în zona cur uh, Curtea de Argeș. Uh, solicitat să aprecieze de ce o anumită categorie era vizată de el, întotdeauna a susținut că dorea să-și refacă viața alături de o femeie, având în vedere... El fiind căsătorit în toată perioada asta. Da, sigur, sigur și apar primele gânduri de a cere divorțul. Va dori să divorțeze și multe ore din cele petrecute cu el mi-a povestit despre soția lui și incapacitatea, nu, refuzul dumneai ei de... Raporturi... De divorț, de... Ah. El vrea să tranșeze lucrurile foarte clar și să rămână, și să rămână singur. Numai că în ultimii 10-12 ani, tot stând prin Preajma, prin preajma familiilor, diverselor familii, din Dobrosloveni, din Brâncoveni, cam până la Craiova, tot a bântuit așa, în jur. Pe Dobrosloveni spre Slatina, da, mă? Rog. Da, da. Vorbești și de Craiova uh -huh. și de Baxa aceasta. Da, 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 am înțeles. Ah, ok. știți mai bine decât mine. Știu, știu Desigur. bine locurile, da. Se va apropia de familii și. Opinez că are și primele experimentări în sfera sexualității față de persoane tinere sau foarte tinere. Dar nu a făcut mărturisiri în acest sens? Nu, nu a făcut mărturisiri directe în acest sens, pentru că consideră, dincolo de demnitatea sa, suspiciunea mea că el s-ar fi putut da la, la minore. Însă, asupra acestui aspect nu m-am putut pronunța foarte, foarte precis, lăsând anchetatorilor această sarcină decât le-am sugerat noi piste investigative, i a zis mergeți și pe asta, pentru că uh, lucrurile acestea nu se precipită, nu, nu apar dintr-o dată, nu explodează dintr-o dată. A, nu acum se apară la 66 de Exact. Ani. Și avem o precipitare pe parcurs. E, firul acesta trebuie urmărit. Evident că investigațiile s-au extins, inclusiv pe dispariții, pe travii de persoane, uh -huh. pe încercarea de raculare, Or pe agresiuni sexuale. Dumneavoastră ați făcut o descriere incredibil, apropo de ce a fost dincă până în momentul în care a făcut aceste crime. Da, da. Care e descrierea după ce l-ați ascultat, după ce l-ați auzit, după ce a văzut probele, după ce v-a mărturisit tot ce s-a întâmplat. Mărturisesc, v-am văzut și știu că s-a întâmplat, că la un moment dat ați cedat și dumneavoastră și ați ieșit din, din camera în care discutați cu el oripilat sau șocat despre ceea ce vă povestea. E adevărat sau nu? Este adevărat. Da. A fost declarația cu care a venit el de câte atât mi-a cerut uh, domn profesor dați în coli vreau să scriu Și, bine, n-am întrebat ce uh -huh. i-am adus coli pix a plecat în 20 de minute, el avea activitate de analiză comportamentală cu mine adică în continu uh, continuam uh, activitățile dar i-a respectat dorința după ce a venit uh, cu ele, era vorba despre uh, Luiza, descrierea modului în care a chinuit-o pe Luiza, i-am spus să-ți voi citi declarația ca să fiu sigur că te-am te înțeles. El are un scris destul de, destul de dificil de urmărit și mi s-a gătuit vocea. Și am chemat pe colegii de la Serviciul de Acțiuni Speciale să reintre în cameră, evident că trebuie trebuia să rămână acolo, să mă liniștesc eu ca să pot continua cu el. Iar asta m-a condus la compararea acestor declarații cu toate celelalte pe care făcusem analiza de conținut și am văzut că aceste declarații îndeplinesc criteriile specifice analizei științifice a conținutului comunicării conform datelor științei. Aici nu este de, nu este de joacă, nu-ți dai cu părerea sau uh, îți afișești tot simțurile. Ce v-a făcut să părăsiți camera? Sadismul cu care de a omorât-o pe Luiza? Detaliile. Detaliile. Detaliile olfactive de atingere, verbale, acțiuni, inacțiuni, mod de contenție, revolta victimelor, uh, ritmul zilnic de activitate sexuală, în referire mai ales la Luiza, uh, niște, niște detalii, Eu am văzut multe, am, am citit multe, dar uh, am avut probleme cu laringele. Și am zis, uh, mă opresc, ies, mă liniștesc, reintru, ca să fiu capabil să continui discuția cu el. După care, el a plecat. Și și-a manifestat dorința că nu mai avea coli, a scris, uh, a scris mult atunci. Că mai vrea coli. Poftim, coli. S-a dus din nou pe cameră, și pe data de 8, între timp, au mai avut loc desfășurări, au mai avut loc alte activități la. 8 cât noiembrie? 8 noiembrie, da. Cu diicotul și a venit cu um, Alexandra. Acum. Uh, și aici a scris paginile în sfârșită de care spuneați câte pagini a scris. Um, Altele decât mi-a spus la... Altele. Altele, a, era altele. Ah, asta erau... da, 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 da. Și câte da. pagini a scris în aceste descrieri? 33, 33. Pentru pagini. cele două fete? Pentru cele două fete, da, da. Mult. De ce a făcut-o? Este o modalitate... Uh... Eu am mai urmărit un aspect și vă răspund la întrebare. Este o mare diferență între a declara ceva și a mărturisi ceva. Declarațiile simple sau povestirile sau vrăjirile, cum le numim noi, sunt lipsite de conținut, lipsite de reliabilitate științifică. Pe când mărturisirile au în spate ceea ce noi numim trebuința de pedeapsă, trebuința de ispășință. Această trebuință de pedeapsă, adică necesitatea ca el, din sinea lui să sufere pentru ceea ce a făcut, și știți ști foarte bine că el, el a refuzat achitare și alte măsuri avocațiale sau propuse de avocatul său. Această trebuință de pedepsele s-a manifestat uh, sporadic, dar foarte intens. În anumite segmente. El s-a apropiat foarte rău, uh, foarte greu, iertați-mă de. Descrierea victimelor, de descrierea modalităților de reactivitate victimală, de descrierea caracteristicilor antropomorfe, nu mă puteam apropia. Era ca și cum l-aș fi aruncat în foc. Însă, de-a lungul acestei interacțiuni cu el la, el, la el am constatat atunci când dorea să se. Au, el se chinuia foarte rău în anumite momente, după care devenea evident nesincer. Și aș putea să spun că. Peste 90% din comportamentul s-a fost în întregime, nesincer și fără să greșești. Peste 90%. Însă m-am concentrat pe modificările comportamentale care indicau această dorință de ispășință. Deci, faptul aduc... că a scris 33 de pagini despre felul în care... Nu mi cereți numărul exact? O, mare aș de o un număr foarte mare de pagini. Un număr foarte mare de pagini. Era un fel de ispășire a faptului că, că a făcut ceea ce a făcut, că a fost în stare de a fi sadic, de a fi un criminal cu sânge rece. Da, este și ceea ce a ieșit la testare. Criminal cu sânge rece. Deci testarea este foarte sensibilă. Te Testele sunt foarte sensibile. Eu m-aș bucura să există o contraexpertiză. Nici nu realizați. M-aș bucura foarte tare pentru că chiar vreau să văd cum văd alții lucrurile și profilul, profilul psihologic este uh, următorul Criminal, profilul criminalului cu sânge rece care comite fapta în stare crepusculară în stare de afect afectul este corespondent, este în spate iar această stare crepusculară se produce pe fondul îngustării câmpului de conștiință, este o tulburare calitativă. Ce se întâmplă cu comportamentul după adică după comiterea faptei este în testarea psihologică corespunde exact a ceea ce a făcut el. El comite fapta în crizis, adică într-un maximum exploziv, fără oprire, după care se liniștește brusc și în momentul în care se liniștește brusc această instalare în urmă, această instalare a liniștii, numai descărcării energetice foarte puternice, de mare intensitate, îl va ajuta să gândească primii pași post, post delictum. Aoleu, ce să fac cu cadavrul acum? Și pune ochii pe butoi. Cu toate că gândul era altul. Nici el nu și explică aceste comutări subite dintr-o parte într alta Care era gândul? Acelea de a o duce la Olt. Pe, pe Luisa. La Olt, la Old, la, la, Dunăre, da, la Alexandra n mai. O, alt, o, altă, o altă trăsătură de personalitate foarte, foarte relevantă. și. Alexandra a copiat primul model că a văzut că ține, da. A încercat a încercat să copieze nu, nu, numai că comportamentele umane niciodată nu sunt identice mm -hmm. și o altă trăsătură este uh, aceasta a sadismului confirmat clinic de colo până colo uh, pentru că scopul era acela de a ține victimele cât mai mult în viață cât mai mult posibil uh, indiferent de ceea ce gândim noi de raționamentele pentru care ar fi făcut sau ar fi gândit că s-ar fi putut descurca așa el, este ilogic ceea ce a gândit. Dar nu este practic, pentru că erau niște obiecte. Exact. Uh, sadism care stă alături de o impulsivitate excepțională, impenetrabil la tot ce înseamnă critică, contraargumentare, contra din partea realității, refuzul de a testa realitatea, uh, un, un, o, o stimă față de sine care nu este interesată de un alt punct de vedere decât cel personal și în conjurarea de persoane care să îl adoleze și să îl ac și... aclame. Uh, atât de tare se simțea copleșit de tot ceea ce discutam cu el în, în momentul în care am decriptat testele. Vrea să afle cine e el. Cine ești? Ce a spus. Sigur. Și ce a zis? A tăcut și. Uh, mi-a povestit un, un vis care se repeta mereu. Strada Craiovei, pietruită, plină de, da, cu glot pe ea, peste care venea. Strada era inundată. El se află în exteriorul curții și vede un măgar întins la. întins în apă, cu nările ușor deasupra apei, încercând să respire. El se duce și ridică capul măgarului pentru a respira. Și am discutat cu el acest vis din două, în două planuri. În planul subiectului, ce înțelege el din acest vis și în planul obiectului, semnificația simbolică a visului. Ăsta era visul care care îl deranja foarte tare. Încercam să aflu dacă are coșmari față de victim, cu victimele sale, cu conținut oniric. Nimic. Nimic de acest gen. Și, practic, acest vis uh, nu reflecta și uh, a fost fericit că s-a decriptat pe sine, uh, nu reflecta decât cu precizie starea psihologică din acel moment. Nevoia de a ieși din această situație care îl inunda la propriu, și să... Și risca să-l omoare, adică să-l uh, să înnece. Da, dar și să-l omoare la propriu, da, pentru, pentru că el... Uh, avea niște acuze somatice, cardio. A se întâmplă de nou visul da. să, să corespundă da. cu realitatea și să se sufoce. Acest vis anunța practic, în mod sistematic, ca și cum i-ar fi spus, să, se, să ia o gură de aer, adică să revină la viață, pentru că dacă o ține așa... O să moară. Exact. a venit sfârșitul. Da, e un caz de neimaginat incredibil și ceea ce mi-ați povestit în seara asta mă face, mă convinge cu atât mai mult dar ascultându-vă vreme de aproape două ore nu știu când au trecut aproape două ore fără un sfert îmi dau seama de sadismul de criminalul cu sânge rece care este până la urmă eu așa-l consider și mi-am argumentat în acest punct de vedere Spuneți-mi, vă rog există această negare a familiilor este firească. Este firească. Nu v-ați gândit vreodată să stați de vorbă cu familie? Este, să... dur, este dureros, am vrut, numai că uh, activitățile investigative foarte Atunci rapide... Atunci nu, nu se putea, nu... dar acum? Uh, nu se putea. Păi nu știu măsura, măsura în care ar dori acest lucru. Mm. Nu știu. Nu știu. Pentru că toată compasiunea pentru familie, numai că au fost mințite în permanență și vorbesc aici de media în primul rând și toate minciunile lansate de aproape jumătate de an în ceea ce le privește pe fete. Inclusiv cele trecute se spunea că trăiesc cele două fete, că sunt traficate. Un alt subiect despre care s-a discutat, din păcate l-am intuit, dincă un lup singurat, pentru că vizuina, locul, se confirmă lucrurile astea. Uh, tocmai de aceea în, toată, în toate aceste măsuri de autoprotecție luate de el, prezența lui Ștefan Risipițeanu despre care tot el uh, mărturisit o, a mărturisit până la da și a cărui urmă o luasem împreună cu procurorii de ICOT, aveam bănuieli dar înainteam pe burtă, ușor mm -hmm. noroc că au fost cei mai buni procurori de ICOT și au mm -hmm. făcut treaba foarte bună împreună uh, Ăsta îi va striga modul de operare. El a zburat supra, dar fără niciun fel de probleme. Personalitatea sa dublă, triplă, compusă, combinări de înlate câte ca, îl va ajuta să treacă neobservat. Este tipicul criminalilor în serie. M-am abținut să-l numesc criminal în serie pentru că trebuia să demonstrez procesele sale fantasmatice, adică ce îl împinge să facă fapta. Pentru că, dincolo de procesele fantasmatice sexuale, mai trebuie să ai și curajul să, să treci mai departe. Iar acest curaj trebuie să-ți vină de undeva. Unu, dintr-o necesitate. Doi, dintr-o forțare externă. Tot ceea ce a însemnat reacție familială pe la deranjat în ultima perioadă. Și trei, trebuie să, trebuia să aibă un context favorabil, drept pentru care își va pregăti tot ceea ce înseamnă capcanare și capcane. Curajul avea. Începând cu mașina, începând cu gospodăria, în același timp cu mașina, pentru că mașina a fost modificată în ultimii doi ani, uh -huh. acum, da, da, în 2017, până la uh, restrângerea relațiilor interpersonale care l-ar fi putut uh, deconspira. El nu avea nevoie de prostovanii în jurul lui. Și nici de oameni care să vorbească... De... Deci a fost o întâmplare. A fost o întâmplare, mm. da. Și pe Aici. care l-a amenințat, că era pe gâtul. Vizuina, lopul singuratic, asta e clar. Și mai da. e ceva, ceva, domnule profesor, așa cum vă spunea și domnul din domnule colonel. Și anume faptul că era foarte greu ca Dincă să facă parte din rețea, având în vedere descrierea pe care i-ați făcut-o, profilul pe care l-a... Nu cred că ar fi lucrat nimeni. Cu erau fire violente, erau fire... E foarte clar că era aproape imposibil ca el să facă parte din rețea. Eu, în raportul meu, dacă dați o căutare și scrieți trafic, nu o să vedeți cuvântul acesta. Și susțin ceea ce spuneți. Dar, în studiul comportamentului său nu am exclus absolut nicio variantă. Da, știu asta. asta absolut știu foarte variante. clar. Și inclusiv ancheta a căutat și în Italia. Omul este un caleidoscop și trebuie Nu ați găsit te. nimic în Italia. Nu. nu, au găsit nicio nu, nu, nicio nu au găsit nimic. Lucruri, din, din, ceea ce știu Fapte cu violență sau nu. cazier, nimic. Nu, nu, nu există nu. așa faptele ceva. Faptele cu violență, acelea sunt consemnate, fac motivul venirii știu. știu că v-ați întrebat, v-am întrebat, întrebat în prima parte a emisiunii lucruri de cele mai mari minciuni pe care le-a le spus dinca Și îi spuneați că minciunile cele mai mari în, ju, în, în, timpul anchetei au fost cele legate de răpirea celor două fete, dialogul pe care l-a avut. dialogul pe care l-a avut. Ce v-a spus la, De ce, ce vă minția? Ce vă spunea? Că nu știe ce l-a apucat de a făcut și a doua faptă. Că le-a făcut pe ambele la Indigo. Ce și ce vorbește acolo... Uh -huh. Este imposibil așa ceva. Uh -huh te schimbi de la microsecundă la microsecundă, este imposibil. Că i s-a aprins becul și nu a făcut decât în mașină, după care fetele au consimțit. Personal, asta m-a deranjat cel mai tare. Că a introdus un, un element de voință. Nu, 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 nu e minciună. Un element de voință liberă din partea fetelor. Da, era o min minciună ce spunea da, el. Da, asta da, o zic. Da. Era clar, fetele, structura lor, felul în care erau, nu aveau cum să, să consimte la o, așa ceva și s-au bătut tot timpul. A ținut-o tare pe lovituri cauzatoare de moarte și uh, l-am demontat. Deci a vrut să le omoare. Prin cercetarea la fața locului, că acolo a fost omor. Da, iertați-mă o secundă, până Bă. să vorbiți despre asta, că e foarte important în acest caz. Uh, credeți că fetele nu au avut nicio șansă din momentul în care s-au urcat în mașină? Nu. Nu au avut nicio șansă? Absolut nicio cea în minte clar, să le exploateze, obiecte după care să le lichideze, să scape de ele. Uh, nu am niciun fel de argument pentru care să susțin îndreptarea către omorârea victimelor. Pentru Dar că, fel pe, în care pentru că nu, Pentru că sadicul nu-și omoară victimele. Sadicul trebuie să le țină cât mai mult în viață. Uh -huh. Plăcerea rezultată în urma observării chinului este cel mai important excitant sexual alături de reconfirmarea potenței Sexuale a omnipotenței, că te simți omnipotent. A existat atunci... reconfirmarea asta și, apropo de chestia, pentru că s-a vorbit despre potența. Păi, dacă nu, dacă nu o primea, fetele aveau de suferit, lucruri care s-a și întâmplat. Pentru că susțin, adică am argumentat științific ceea ce susține el. Nu vreau să intru în detalii, adică un tratament foarte violent aplicat lor. Uh -huh. Dar nu vreau să dau detalii că este Nu, 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 nu nu, rușine, nu. nu nu, nu, nu e vorba de despre asta. Deci, practic, exista această potență și uh, încerca să-și o confirme de fiecare dată cu victimele. Femeia era ca o ștampilă care îl gira pe el cu încredere masculină. Am înțeles, dar exista asta. Da, Pentru că s-a da, vorbit da. despre ipotența da. lui, ceea ce nu e adevărat. Nu. Din, nu potrivă. din potrivă. Am înțeles. Ia, și făcea orice demers astfel încât. Să-i confirme, să-i reconfirme sigur, lucrurile sigur, sigur. Bun, dar spuneți că nu s-a gândit de la bun început să le omoare. Așa cred. Așa am susținut, da. Și în același timp, nu au fost lovituri cauzatoare de moarte, ci au fost... Omor. Omor. De ce? Pentru că fetele, Luiza, îl va implora să o lase să plece fără a impune sau fără a, -a amenința în vreun fel că va... Vesti ceea ce i s-a întâmplat, dar Luisa, așa cum declară el, va fi adusă la un, la un punct terminus și va lupta cu toate resursele sale de supraviețuire, astea pe care le avem noi de-a lungul speciei, de-a lungul filogenezei. Nu va mai rezista fata. Deci, la, la ceea ce a supus-o, așa cum descrie el, și consider eu că este adevărat, din punct de vedere psihologic, și confirmat judiciar până acum printr-un probatoriu foarte solid, pe Alex Alexandru ar fi urmat aceeași istorie. Atunci când va da aceste declarații, el va realiza că tot ceea ce a spus referitor la identitatea re... nu, da, la indigol reactivității victimale se va prăbuși. Își va da seama că se contrazice singur și cea mai ușoară cale pentru el este să spună adevărul, pentru că toate minciunile acestea au acționat ca un camion plin cu pietre asupra sa. E foarte greu să minți. Trebuie să schimbi, să fii creativ, deci să schimbi Luiza s-a împotrivit cu toate forțele? Da, da. Îl va, îl va lovi și pe Ștefan Risipițeanu, care îmi va spune ulterior, pe hol, mai bine vă ascultam și spuneam adevărul și zis, mm -hmm. fane, zis, de a zis, Fane, a nu mai da de gar, pentru că spune. ai de a face cu oameni de calibru. Deci, practic, s-a bătut până în ultima clipă până pentru... Un, pentru Pen nici nu, știu nici nu știu la ce Nu dacă pentru a scăpa, nu știu la ce s fi gândit. Pentru că n a mai suportat nu am tratamentul suportat. ăsta. Nu am mai suportat. Iar în ceea ce privește pe Alexandra, n-a apucat uh, criminalul Alex... să, să pentru că a dat acel telefon. Uh, Alexandra la Alexandra l-a deranjat atitudinea sfidătoare și în același timp plină de încredere care, Eu... care, care s-a manifestat din momentul în care sunase sau după ce sunase după la, la poliție. Uh, ea a fost la 112, mă rog, La la 112 ea a fost încrezătoare că cineva va veni și și reacția ei, felul de a-l contrazice felul în care s-a comportat s-a pus în fața lui da, Labil, acum vorbim da, post fi... factum, dar poate o atitudine de așteptare de asta i-ar fi condus pe deștepția aia, ceea ce nu cred să, să o găsească da. cu un om ca dincă foarte imprevizibil navecu dacă acum... Păi, am cum a merge... stat Luiza câteva zile în sensul ăsta, zic. Pentru că -aveai lui... rezisti, nu N aveai cum să rezisti nu? Adică dacă uh, împreună, eu cu dumneavoastră am merge la o școală și am încercat să învățăm fetele tinere cum să reacționeze în astfel de situații nu aici, nu, nu, cu dincă, pe mine mă lăsați mut. Da, nu, nu, știu șansă, ce să da, le zic. Nicio șansă. Exact. exact. Da, o namilă, un criminal, un sadic un, care nu poate fi oprit. Practic. un, un starter. Da. Nu, și acea explozie de care vorbeați, acea chestie ca la, ca la lansarea, poate comparația este un pic forțată unei rachete. Combustie puternică de și liniștirea. Da. Uh, și liniștirea care l-a făcut să ardă, să ardă cadavrele și așa mai Dar nu au operat la fel, că spuneați, în cele două cazuri, după ce, le -au, după ce au omorât fetele? Anume? Uh, felul în care le arzi și așa mai departe. N-a fost tras la indigo? nu pentru că materialele folosite au fost diferite și confirmate de analizele fizico-chimice uh -huh. analize de, uh, al căror conținut el nu știa, el deja apucase să declare succesiunea materialelor și tipul nu succesiunea neapărat, tipul materialelor pe care le aruncase, uh -huh. iar acești acceleratori de foc, întregul amestec carburant și comburant prezent acolo a fost confirmat de această analiză fabuloasă fizico-chimică eu așa o consider, că vorbim de fizică nucleară nu vorbim de Absolut fizica Sunt, de sunt 10 probe, apropo de, de lucrul ăsta, de probatoriu și incredibil de S-a vorbit foarte multă vreme și trebuie să spunem că ne urmărește lumea și apropo de faptul că domnul la dosar sunt doar declarații lui Dincă toate declarații lui Dincă sunt, sunt probate de există un probatoriu care să ateste Sigur. tot ceea Sigur ce că spus, da. că a spus că s-a întâmplat Cred că ar fi bună o, o, o discuție a dumneavoastră cu familiile. Nu sunteți procuror în sensul cel mai bun al cuvântului sunteți, sunteți... faceți parte dintr-o categorie de, de profesioniști cu care ar putea să stea de vorbă familiile. Ce au zis cei de la FBI despre acest caz, despre tot ce, ceea ce s-a întâmplat și dacă ați, ați discutat cu ei în timp real, în timp ce avea loc ancheta? Nu. După ați. S-a cerut o părere din partea închetatorilor. În momentul în care uh, a fost solicitat uh, FBI-ul, adică cei de la, la biroul de Analiză Comportamentală, am refuzat să-i însoțesc, chiar astăzi discutam cu un reprezentant de acolo, i-am explicat și motivele, a considerat că este foarte ok uh, modul, în care, uh, modul în care am gândit, pentru că chiar eram curios dacă punctul dumnealor de vedere care au în spate această istorie de necontestat coincide cu cel cu al meu. Iar eu, raportul FBI l-am văzut doar în momentul întormirii rechizitoriului. Eu, eu, eu până atunci nu l-am văzut. A, nu știați. Nu, și am văzut în oglindă că ce ați lucrat, ce ați da, făcut Raportul FBI este după al meu. În această ordine, cred că aleatorie. Pentru că după noi Și ei făcând acest raport fără să știe de raportul pe nu, care îl făceați dumneavoastră nu, în nu, timp real. Nu, nu, nu n da. unde să știe. Uh, mai am trei lucruri avem două ore de emisie și eu vă mulțumesc pentru participarea absolut, absolut excepțională din această seară. Uh, probabil că o să mai discutăm despre acest caz. Uh, trei lucruri. Unu, și an, uh, faptul că în momentul în care a devenit vedetă a început să facă alte declarații decât cele de-a da, de dat până acum, cele pe care le-a dat până acum, cea legată de faptul că nu ar fi omorât-o pe Luiza, adică ce se tot spunea la televizor, că n-a violat-o pe Alexandra. De ce? Uh, cred că se consideră pe terenul de joacă. Uh -huh. Și cred că uh, această, această bășcălie reconfirmă, îi reconfirmă încă o dată psihodiagnosticul: Ăsta uh -huh. este narcisicul, și cel care se înșeală că este veșnic învingător. Și va plăti pentru asta. Da? Păi trebuie să plătească. Și cu plăti. toate astea, încrederea în sine, și căzută de sine, de care vorbeam la început, au, a dispărut. Instant. Nu. Acum pur și, și simplu. Și o, și, și o estompează și o ascunde. Acum își bate joc. El, când chiar m-am uitat în ziua în care a ieșit pe ușile DICO, și cunoscându-l, zic Dar era bine. altă persoană. Deci, adică, agresiv, da, era excesiv, tot era totul ok. Tot este în regulă. Adică, las că vă, vă pregătesc mm -hmm. niște surprize, adică vă tăvălesc eu cum i-a întăvălit pe de anchetatori. Uh -huh. Însă el nici, el nici, nu știe cum a ajuns în această situație, iar dacă și-a dat seama vreodată, consider că și-a dat seama Foarte prea, prea, târziu. A, prea târziu. Prea târziu. Este prea Asta târziu. e avantajul profesionistului care sunteți dumneavoastră. În ceea ce privește acel, mar, acel martor, acel, acel, om, acel care a fost sub acoperire și a stat în celulă cu dincă. Există o relevanță în ceea ce privește este extrem, participarea? Este extrem de relevant din punct de vedere juridic, este corect, uh -huh. este legal, pentru că acolo avem de-a face cu un discurs spontan, ținut în, într-un alt registru. Exact asta vreau să vă întreb. După tot ce s-a întâmplat, și spuneați de faptul că era spășit la un moment dat, acea măturisire de zeci de pagini în care da, dar ulterior poveste. prin descărcare stima de sine crește și devine uh, lau, se transformă în, adevărat, în, dar... în, în discurs laudativ gândiți-vă că în mediul carceral trebuie să fac această precizare nu omul contează fapta cu care vin în spate uh -huh. aia-ți este renumele. poți să nu valorezi nici doi bani și era dar... un fel de etalare. Etalare, uite ce da, am făcut histrionică, eu. Histrionică. Am înțeles. Adică e, dispăruse orice urmă șmecher. de remușcare, orice urmă de chestii. șmecher de șmecher. Bine, pentru că el el s-a adaptat foarte repede. El el crede că nu nu a fost urmărit comportamentul lui mm -hmm. să înșeală din nou. s de mai multe Și Treba... de ce ziceți că va plăti apropo de comportamentul ăsta lui acum de tot în regulă, declarațiile astea de că n au omorât-o pe Că zaca... Rămâne ceva neplătit în viață? Va plăti. Va plăti pentru că ești de cu stângul în dreptul. Am înțeles. Este o greșeală, dacă a gândit vreodată vreo tactică, pe asta a gândit-o foarte, foarte prost. Domnule Dorin Dumitran, vă uitați la cameră, nu la mine de data asta. La cameră? Unde e camera? Acolo e camera, da. o găsiți dumneavoastră. Și vreau să-i spuneți ceva lui Dincă după toate zecile de ore de dialog, după tot ce s-a întâmplat între dumneavoastră și el pentru că a fost acolo la un moment dat s-a fost doar dumneavoastră cu el și a fost importantă toată această relație cu ghilimele de rigoare și aș vrea să-i spune ce vreți dumneavoastră să-i spuneți în 10 cuvinte într-un minut, în cât vreți dumneavoastră ce exercițiu la ce exercițiu mă puneți? ce să facem? trebuie să ne câștigăm și noi cumva existența nu are uh. nicio legătură cu asta Uh, dar e un exercițiu să-i spuneți, după ce ați fost împreună acolo, câteva luni bune de zile, într-un caz cu totul și cu totul incredibil, terifiant, aș putea spune, din care cred că trebuie să avem cu toții de învățat. A reușit să distrugă mult și trebuie să se oprească. Răul a fost deja făcut, nu trebuie multiplicat. Mulțumesc mult pentru și mulțumesc. participarea la o emisiune cu totul excepțională. Noi o să ne vedem din nou la o ediție specială, un caz cu totul incredibil și mă turisesc sunt limon atunci când vine vorba despre meseria asta. Emisiunea din seara asta, numai că m-a pus pe gânduri, dar a fost un experiment incredibil și pentru mine, acest dialog și aceste mărturisiri ale celui care a fost în fața dumneavoastră și în fața mea în această seară. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Țineți aproape!